Știm cu toții că somnul este foarte important, iar orele pe care le petrecem dormind au un impact semnificativ asupra tuturor aspectelor vieții. În unele cazuri, odihna poate face diferența chiar între viață și moarte. Tu știi ce se întâmplă în corpul tău când pierzi nopțile, ce arată cele mai recente studii. Potrivit specialiștilor din domeniul sănătății, un adult ar trebui să doarmă aproximativ 8 ore în fiecare noapte pentru a se odihni corespunzător. Ce se întâmplă însă în cazul în care o persoană nu se odihnește suficient timp? Analizele efectuate în cazul mai multor grupuri au arătat că unul din trei adulți dorm mai puțin de 7 ore pe noapte. Asta înseamnă că aproximativ 30% din populație nu se odihnește suficient. Deși credem că amânarea orelor de somn ne poate ajuta să îndeplinim anumite sarcini, un astfel de obicei prezintă riscuri grave pentru sănătate. Să vorbim mai întâi despre ce înseamnă lipsa efectivă de somn. Specialiștii spun că, în cazul unui adult, orice interval de somn mai mic de 8 ore reprezintă privarea de odihnă. În timp, acest obicei poate conduce la o privare cronică de somn, care conduce la rândul său la o stare de oboseală continuă. Dacă nici tu nu dormi suficient, te vei confrunta cu efecte secundare total neplăcute ale lipsei de somn. Bineînțeles, un astfel de stil de viață vine la pachet cu consecințe ce pot varia de la individ la individ, organismul fiecărei persoane reacționând în mod diferit. Totuși, există și unele simptome care sunt comune. În cadrul unui nou studiu, oamenii de știință au arăta că programul de somn este strâns legat de sănătatea metabolică. Cu alte cuvinte, dacă dormi puțin, capacitatea organismului de a utiliza grăsimile pentru energie scade drastic. În timp, acest aspect conduce la dezvoltarea unui risc crescut de afecțiuni, relatează playtech.ro.